Ieri am anunțat în cadrul briefingului seara vis-a-vis de doi copilași care au fost externați, primii copilași care au fost tratați. Până în seară după briefing vreau să menționez, au mai fost externate de la spitalul Toma Ciorba încă 3 adulți, respectiv ieri total au fost 5 persoane externate și în condițiile respective, la momentul actual în Republica Moldova, numărul total al persoanelor tratate este de 18 persoane. Este o evoluție în sensul respectiv și considerăm că este și un rezultat impunător care îi revine în primul rând sistemului de sănătate.